Salut frumoși mei, eu sunt Vlad, la un nou episod. M-am tot gândit zilele astea, oare de ce noi românii suntem o țară săracă? M-am uitat la numărul de locuitori, m-am uitat la relief, m-am uitat la poziționarea geopolitică, avem port și avem un port foarte, foarte, foarte bine amplasat, avem toate tipurile de relief, suntem oarecum în zona centrală a Europei, se face trecerea prin țara noastră a multor mărfuri și mă gândeam totuși de ce noi românii suntem săraci, de ce noi românii suntem mereu în suferință. Nu știu dacă știați, însă cel mai mare teledon cu ocazia COVID-19 a avut loc în România. Românii noștri au donat cei mai mulți bani din Europa pentru a stârpi boala. Mai mult decât țările dezvoltate, gândiți-vă, mai mult decât America, mai mult decât Franța, mai mult chiar decât Marea Britanie. Știi de ce cred că s-a făcut asta? Pentru că celelalte țări n-au nevoie de bani. Celelalte țări, când sunt în criză, nu iau bani de la popor. Ați văzut aceste campanii cu donează 2 euro. Și eu sunt un om foarte proactiv. Când s-a instaurat criza asta, am sunat mai multe persoane să le întreb cum stai în perioada asta cu finanțele. Știu că locuiești în chirie, știu că ai credit, știu că ești într-o situație critică. Dacă ai nevoie de pe o lună pe alta să poți să supraviețuiești, să treci cu bine, dă-mi un telefon, pot să te ajut cu niște sume mai modice să supraviețuiești de pe o lună pe alta. Și mă gândeam, în ce țară trăim încât statul ne cere bani când sunt situații de criză. Și mă gândeam, eu sunt antreprenor din totdeauna. De la 16 ani lucrez ca liber profesionist. Lucram ca și fotograf la evenimente. La 20 de ani mi-am deschis prima companie. Nici o zi nu am mers să fiu angajat pentru cineva și nici o zi nu am fost în situația în care să cer un loc de muncă, să cer șomaj, să cer beneficii din altă parte. Mereu am plătit tot ce era de plătit. Și în toți acești ani, concluzia statului este, într-o situație de criză, care poate să țină 2, 3, 5, 6 luni, oricât o să țină, eu am cotizat 10 ani și statul nu este capabil să mă susțină sau să nu-mi ceară nimic 6 luni. Totuși mă gândeam, oare de ce totuși noi românii suntem un popor așa de sărac? De ce nu suntem noi niște minți mai briliante? Pentru că, vedeți voi, conducătorii noștri, ei nu sunt maghiari. Conducătorii noștri nu sunt polonezi, nu sunt nici englezi, nu sunt nici americani. Conducătorii noștri, practic, sunt cei mai buni în România. Adică oamenii care sunt la conducerea țării, chiar dacă noi îi punem jos pe toți și îi rușinăm și le transmitem cuvinte din tot vocabularul, ei sunt tot ce a avut mai bun România. Și România a pus votul pe ei. Ei n-au ajuns acolo peste noapte. Ei au ajuns acolo printr-un vot. Și mă gândeam, oare totuși de ce suntem noi românii așa de săraci? Și mă gândeam, uite, mi-am pus mult speranța în tineri. Am zis că tinerii, având acces la informație, vor citi, vor fi flămânzi după citit, vor fi flămânzi după informații. Părinții noștri, pot să spun că părinții mei sunt oameni de la țară, oameni simpli și totuși le plăcea să studieze. Tatăl a fost agricultor. Toată copilăria, desenele de duminica le-am ratat, pentru că tata se uita la viața satului și se uita să vadă ce poate să îmbunătățească la modul în care el face agricultură. Mama, de asemenea, a fost o femeie, tot timpul avea cărți de bucate, erau niște oameni care, la nivelul lor, de celulă socială, aveau o tendință spre a îmbunătăți lucrurile. Părinții mei, pot să spun, nu i-am văzut niciodată dansând, nu i-am văzut niciodată îmbătându-se, nu i-am văzut niciodată petrecând, nu l-am văzut pe taică-meu mergând pe două cărări, pentru că părinții mei nu s-au distrat. Părinții mei s-au ocupat mai mult cu munca decât cu entertainmentul. Și atunci mă gândesc, oare această tânără generație, care are acces la atâta informație, care are acces la internet, același internet
pe care vorbește președintele Americii, același internet pe care vorbește președintele Franței, același internet unde cercetătorii schimbă informații între ei, unde Organizația Mondială a Sănătății dă comunicate de presă, același internet unde există și PubMed, același internet unde există și NASA. Ce face această tânără generație în România? Care este speranța? La ce putem să ne așteptăm? Și ce poți să faci? Intri pe YouTube, principalul motor de căutare de pe planetă, un motor de căutare care este mai utilizat chiar și decât Google. Și te uiți la ce regăsim în trending. Pe locul 1 în trending, Jadorix Lino Golden. Asta vor românii. Și nu-mi zic că tu de fapt acum ești la teatru și de la teatru treci pe la bibliotecă, pentru că au 23 de milioane de vizualizări. Adică oricât s-ar fi uitat vecinul tău, totuși ca majoritatea oamenilor în țară am avut ocazia să vedem acest videoclip. Sunt 23 de milioane de vizualizări. Oameni care comentează, oameni care share-uiesc, milioane de like-uri. Asta vor românii să vadă. Asta le place la tineri. Copiii tăi, dacă ești de o vârstă cu mine, s-ar putea ca la asta să se uite. Fratele tău mai mic, s-ar putea ca la asta să se uite. Dar poate copiii se uită și se distrează. Asta e locul 1. Pe locul 2, Vulpița și Axinte. De ce noi românii suntem săraci? De ce noi românii suntem mereu o țară de mâna a doua? E în ADN-ul nostru. Noi nu suntem sătui de divertisment, ci suntem flămânzi să ne îndopăm cu rahat. Mă gândeam aproape lunar și de asemenea și la trecerea dintre ani, primesc câte un raport de la Revolut. Și în raportul ăsta spune, ai cheltuit 0 bani în weekend pe restaurante, cam de fiecare dată, și ai cheltuit cei mai mulți bani luna asta pe cărți. Acum, pentru mine să citesc, este o obsesie. În momentul în care încep să citesc, îmi crește adrenalina, transpir și nu mai pot să dorm. Și citesc cu o plăcere și cu o foamete și cu nervi. Sunt nervos pe informațiile alea, de ce nu le pot asimila mai repede? Și mă uitam la un material despre Elon Musk, unde vorbea despre input și output. Și zicea că la noi, la oameni, noi avem mare problemă nu cu procesorul, ci cu inputul și cu outputul. Capacitatea noastră de a asimila informațiile este maxim cât putem citi, cât putem auzi. Capacitatea noastră de a transmite informații este maxim cât putem scrie, cât putem vorbi. Uneori, așa de tare îmi place să citesc, așa de flămând sunt despre niște informații care, credeți-mă, nu le folosesc luna viitoare la jobul meu. N-au nicio legătură cu jobul meu. Sunt informații despre lucruri care ar putea să-mi dea o altă perspectivă despre viață. Și mă gândesc, Sorinel Puștiu, pe locul 3 în România. Mami, mami, oficial. 4K. Băieții au top-notch technology. Și te uiți și Florin Salam, Tony de la Brașov, Diana Mocanu, nu mă duc la școală, într-o săptămână, 2 milioane de vizualizări. Tu-ți dorești să fii un om de succes, tu-ți dorești să influențezi lumea, tu-ți dorești să fii respectat. Pentru ce să fii respectat? Și mă gândesc la generația asta tânără. Pentru ce să fii respectat? Trăim într-o lume foarte, foarte nebună. Trăim într-o lume în care oamenii pur și simplu nu sunt pasionați de cunoaștere. Și mă gândesc, de ce sunt românii săraci? Cred că de asta sunt românii săraci. Cred că copiii noștri, în loc să petreacă timp cu părinților, cred că copiii noștri, în loc să cunoască natura, cred că copiii noștri, în loc să facă voluntariat, cred că copiii noștri, în loc să fie pasionați despre univers, despre fizică, despre chimie, despre biologie, cred că ei vor să ajungă ca și Jadorix Lino Golden. Cam de asta suntem noi săraci.
Cred că copiii noștri se distrează și iau cu pâine vulpița endaxinte. Cred că de asta lucrurile merg mai prost la noi. Cred că Jadurix Lino Golden și vulpița, cred că în Silicon Valley nu sunt pe trending. Cred că oamenii cei mai tari de pe planetă în majoritatea timpului nu se uită la Lino Golden X și la vulpița. Cred că într-o societate civilizată la televizor nu ar funcționa asta. Și știi ceva? Cei de la televizor nu transmit căcaturi. Cei de pe YouTube nu produc căcaturi. Adică, Jadorix Lino Golden, dacă ar avea capacitatea intelectuală, probabil ar produce doar materiale de filozofie, ar produce doar, ar face dezbateri pe teme de matematică, despre probleme cuantice și așa mai departe, fizică, chimie, lucruri foarte complexe. Ei produc asta pentru că asta se cere. La televizor o vezi pe vulpița pentru că asta se cere. 100.000 de oameni urmăresc pe vulpița pe Instagram. 100.000 de oameni au apăsat butonul follow. De ce au apăsat butonul follow? Aia este o valoare pentru ei. Gândește-te în această perioadă în care ești izolat în casă, în această perioadă în care Uniunea Europeană cere celor de la Netflix să reducă viteza pentru că populația planetei nu face altceva decât să rupă serialele, să rupă YouTube-ul. Gândește-te în perioada asta în care te plictisești și nu mai ai ce să faci, ești blocat în casă. Gândește-te ce skill-uri noi ai putea să înveți. Gândește-te ce impact ai putea să ai asupra societății. Gândește-te ce problema societății pe tine te frustrează. Dacă nu te frustrează nicio problema societății pe care tu vrei să o schimbi, nu pe care alții vrei să o schimbe. Părerea mea e că, din nou, e un timp bun să te reevaluezi. Dar gândindu-mă la toată această situație, te încurajez în aceste săptămâni în care cu toții stăm închiși în casă să citești o carte. Mulțumesc!